Potrivit scandal de Gorj, anchetatorii l-au depistat la scurt timp pe autorul SMS-urilor, un bărbat din Sinaia, care a petrecut 24 de ore în arestul poliției gorjene, după care a ajuns la psihiatrie, tot la Târgu Jiu. Surse din rândul oamenilor legii susțin că acesta a vrut mai mult să se distreze. Prefectul a recunoscut pentru scandal de Gorj că s-a temut pentru familia sa. Vreau doar să spun că nu mă intimidează, amenințările au fost primite pe numărul meu, nu sunt primele, dar a fost prima dată când nu au fost la adresa mea, ci a familiei mele. Erau amenințări directe la adresa familiei mele. Am făcut ceea ce trebuia să fac un demnitar. Erau cu țintă directă la adresa familiei mele și era normal să merg la parchet. A declarat Radu Teodorescu. Bărbatul care l-a amenințat s-a ales cu o amendă administrativă și s-a întors la Sinaia, după zilele petrecute la Gorj, în arest și la psihiatrie.